Prin urmare, credința aceasta lui Avram este cea care îl face pe el înaintea tăierii împrejur. Înaintea tăierii împrejur îl face să fie prietenul lui Dumnezeu. Partenerul exclusiv. Știți că se spune astăzi un parteneriat în exclusivitate. Dumnezeu și-a permis să aibă un partener în exclusivitate. Și acesta să fie Avram. De ce? Pentru că acest om era, repet, bogat nu doar în cornute, în asine și în boi. Nu doar în conturi bancare. Acest Avram era bogat în credință. Și această credință a trebuit să fie încercată. Credința neîncercată nu e o credință matură. Nu e o credință roditoare. Și credința lui Avram a fost încercată. Cum altfel? Dacă nu, printr-o sfidare a legilor firii. Mai întâi, gândiți-vă, bătrânul Avram, lipsit de prunci, își vede soția frumoasă, iubită de egipteni, odinioană. Dar a cărei frumusețe nu s-a mai văzut de la o vârstă încolo și care, steară pe fiind, râde la gândul că ar putea să fie mamă. Prima sfidare a legilor firii, primul act de credință, primul salt în credință, e presupus de vestea că Sara i-ar putea face un copil. Avram are credință și așteaptă lucrarea miraculoasă. Și după ce îi se naște fiul, apare cea mai mare încercare a unui tată care și-a dorit din tot sufletul său să primească acest dar. Și noi ar trebui cu toții să vedem nașterea copiilor ca un dar, ca un miracol. Și bineînțeles, când societățile noastre occidentale nu mai cred în Dumnezeu, nu mai văd în nașterea de prunci nici miracolul, nici darul. Însă Avram îl vedea pe Isaac ca pe un mare dar. Avram îl vedea pe Isaac ca pe miracolul care a sfidat legile firii și ce aud de el? Chemarea la încercarea credinței. Credința lui trebuia testată. Credința lui de tată trebuia testată și Dumnezeu pare să-i ceară să fie dispus la un sacrificiu. La un sacrificiu suprem, pentru că ăsta este sacrificiul tatălui, să-și vadă fiul pierdut. Clipa în care îngerul apare și tragedia nu se mai petrece, pentru că credința lui Avram a fost încercată și s-a dovedit biruitoare. Biruitoare față de toate fricile unui tată obișnuit, față de toate îndoielile unui om de carne. Această credință a lui Avram a mutat munții, am putea spune, și s-a dovedit vrednică de chemarea lui Dumnezeu. Ce face un tată bun? Crede precum Avram. Ce face un tată bun? Se lasă încercat în credința lui precum Avram. Și atunci el devine părinte în sens și spiritual și biologic. El poate să nască o mulțime de prunci spiritual, nu doar în dimensiunea biologică, un număr limitat de copii, atât cât i-a fost dat. Și sunt, dragi prieteni, oameni în această lume care au această putere să nască din nou suflete, conștiințe, vieți omenești. Pentru că li s-a dat acest dar al paternității, poate chiar mai important decât darul acesta al învățătorului. Avram, omul credinței. Dreptatea cea din credință îl face pe Avram să fie beneficiar al făgăduinței. Și el devine, atenție, părinte al neamurilor la plural. Pentru că apostolul a văzut clipa în care Dumnezeu va deschide darul revelației sale tuturor neamurilor și nu va ține această minunată taină a cunoașterii lui Dumnezeu ca tată doar pentru poporul evreu. În acest fel, prin credință și fără tăiere împrejur. Noi creștinii nu mai facem tăiere împrejur. Dar prin credință și fără tăiere împrejur, toate neamurile pot să ajungă la cunoașterea Dumnezeului cel adevărat. Credința însă nu este un lucru pe care să-l pui în buzunar și cu care să te plimbi. Credința este ipostasul celor nădăjduite. Este un lucru foarte delicat. Este ca o floare care poate fi strivită oricând. Prin lucrarea păcatului,
prin esințire spirituală, prin uitare. Și dacă trăim într-un timp astăzi greu pentru creștini și pentru oamenii credinței, este și pentru că trăim într-un timp în care copiii aceștia sunt chemați să intre în școli, în colegii, unde uitarea e pecetuită cu o ștampilă de la statul canadian, statul american, statul european sau statul român. Uitarea acestei făgăduințe. Ce vrea Norvegia? Oare, în primul rând și în primul rând, ca acest dar al credinței să nu treacă de la Marius și de la Ruth către copiilor. Înainte de orice, ei asta vor să împiedice, ca darul credinței să fie dat mai departe copiilor, întrucât, firește, societatea norvegiană, care a căzut de mult în apostazie, și statul norvegian, care de mult nu mai crede că trebuie să stea sub autoritate, autoritatea Cuvântului Dumnezeu, acest stat norvegian, sper să nu treacă mult timp până ultimii credincioși vii și lucrători ai bisericii dispar și ei de pe acest pământ. Asta este scopul. Ca această credință lucrătoare să nu mai fie vie în sânul familiei. Într-un fel, statul norvegian îi condamnă la sterilitate pe acești părinți care și-au asumat responsabilitatea de a crește 5 copii. Acest abuz, această netrebnicie, această samavolnicie trebuie condamnată în inimile noastre și rugăciunile noastre trebuie scântețite. Nu numai pentru familiile celor care vedeți că sunt mai mulți la număr, s-au trezit cu copiii luați, ci și pentru familiile celor care aflați, poate, în Occident, încă nu știu ce îi poate aștepta. Mulți nu știu că va veni și aici, poate, în Canada, sau poate și în America, sau poate în alte locuri, poate și în România, vremea când o agenție oarecare, un Barnevernet, și-aș lăsa toate cuvintele și-aș rămâne cu never, da? Barnevernet, un oarecare Barnevernet va bate la ușă ca siguranța Partidului Comunist de odinioară și va smulge în mod totalitar și lipsit de orice umanitate copilul de doar 3 luni din brațele mamei care l-a făcut și care l-a îngrijit. Această clipă poate să vină mai devreme decât ne-am așteptat. Și va veni această clipă dacă noi nu vom avea tați buni. Dacă noi nu vom avea bărbați de stat buni, a căror istorie să ne fie cunoscută, a căror valori, ale căror valori să ne fie limpede și transparente. Și dacă acest lucru nu se va întâmpla, timpul acesta de încercare va veni mai devreme. Prin urmare, dragii mei, ca să duc cuvântul la un bun sfârșit, suntem cu bucurie astăzi în preajma istoriei lui Avram. În preajma istoriei celui care a lăsat ceva moștenire nu numai neamului său sau doar familiei sale, ci întregii umanități. A lăsat moștenire credința că Dumnezeu cheamă la ființă chiar și cele care nu sunt. A lăsat moștenire credința că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun, mult milosâr, că este un Dumnezeu atot știutor și în același timp binefăcător în paternitatea Sa. Pentru că Dumnezeu i-a descoperit pe Fiul Său, Iisus Hristos, în Duhul Sfânt, ca fiind, atenție, nu doar stăpân al nostru, ci prieten al nostru. Iisus Hristos a spus apostolilor, nu vă mai numesc pe voi slugi, ci prieteni. Și acolo unde există prietenie, așa cum Dumnezeu l-a văzut ca pe, așa cum Dumnezeu pe Moise l-a văzut ca pe un prieten și Moise l-a văzut pe Dumnezeu ca pe un prieten, acolo unde există prietenie, există iubire și acolo unde există iubire, nu mai există frică. Acesta este Dumnezeul nostru. Lui ne închinăm, Lui îi mulțumim și pe El îl slăvim în vecii vecilor. Amin.
Între timp am constatat că a ajuns în mijlocul nostru și fratele Gabriel Curcăruș, îl numesc fratele nostru, deși dumneavoastră are o funcție politică, deputat, nu? E tot alege. Am aflat cu tristețe. Bine ați venit totuși în mijlocul nostru. Dragii mei,